face. Cântând această cântare, mi-am dat seama cât de important este să declarăm cuvinte despre Dumnezeul nostru, că este măreț, este mare, este bun. Noi adesea când venim la închinare și când venim la biserică, ne rugăm în felul următor: Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne putere, dragoste, și continuăm lista noastră. Și nu e greșită listă, fiindcă avem nevoie și de toate aceste lucruri. Dar când cerem lucrurile acestea, de fapt, centrul greutății e pe noi, ca să urmăm pe Iisus mai bine. Și trebuie să o facem, Domnul să ne dea putere. Dar când suntem la închinare, eu cred că mai bine să spunem: Hristos este Dumnezeu, Dumnezeu este minunat, mare este Domnul. Și am vrea ca să înțelegem că acest Dumnezeu mare, măreț, care nu-L încape cerul cerilor, poate să încapă într-o inimă firavă, într-o inimă poate zdrobită, într-o viață zdrobită de încercări. Acolo Dumnezeu, prin Iisus Hristos, vrea să locuiască. Și asta am vrea să ne rugăm. Spune un verset foarte cunoscut de noi, spune așa: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci locuința Lui trebuie să fie unde? În inima noastră. Adesea cădem, ne străduim, nu-i așa? Sunt momente de zbucium, de temeri. Și aici Pavel vorbește de fapt de omul cel vechi, care se vede și în viața de zi cu zi. Și aici vrea Apostolul Pavel pentru biserică, ca omul cel vechi, în mod constant, care își mai arată colții, să nu mai fie o realitate în viața noastră, ci Hristos să aibă o locuință curată, sfântă, unde El să aibă tronul Lui în viața noastră. Ce vreau să spun cu aceasta? Trebuie să fim realiști, nu-i așa? Trăim într-o lume în care mintea noastră și inima noastră este umplută de multe lucruri lumești adesea. Vești bune, vești rele, și problemele de familie și multe alte nevoi și dorințe. Și toate sunt acolo în mintea și în inima noastră. Dar pe baza cuvântului Dumnezeu, în inima ta trebuie să locuiască Hristos. Cu alte cuvinte, atunci când privim la viața noastră, haide să fim realiști și să recunoaștem. Avem copii sănătoși, avem o soție credincioasă, avem prieteni, avem o biserică și uneori ne vedem, spunem noi în ghilimele, împliniți. Dar atunci când abordăm viața în felul acesta, este o abordare greșită, adică noi trăim în exterior. Noi trebuie să înțelegem că dacă este zgomot în jurul nostru, dacă se vede mai mult problemele noastre, nevoile, bucuriile noastre, nu se vede Hristos acolo. Și noi trăim viața în exterior, pe noi înșine, pe o viață de succes, de pocăit, o viață care să arătăm și altora cât de sfânt suntem noi. Dumnezeu nu vrea asta de la noi. Dumnezeu vrea ca să fie un Dumnezeu mare înăuntru nostru, fiindcă dacă nevoile noastre, dacă dorințele noastre sunt mari, Dumnezeu este mic. Dar dacă noi ne umilim și ne smerim înaintea Lui, Dumnezeu este mare înăuntru nostru și asta cere Dumnezeu de la noi. Este lucrarea Duhului Sfânt, așa spune în Romani. Vreau să mă opresc aici, spune că Duhul Sfânt toarnă, ce toarnă? Dragoste. Dragostea lui Dumnezeu nu este ceva finit, ceva trecător, ceva așa lumesc, ci este ceva veșnic. Trebuie să facem diferență. Dacă în inima ta este cuvântul lui Dumnezeu, este Hristos, este bucuria al mântuirii, este pace, acolo sunt lucrurile veșnice. Dacă în inima ta sunt dorințe de succes, de a realiza ceva, haideți să le aducem la crucea lui Hristos. Ne ridicăm în picioare și am vrea să ne rugăm. Am vrea să știm că Harul Dumnezeu este specializat pentru cei răniți și zdrobiți. Și în această seară Dumnezeu vrea să te ridice și să schimbe Dumnezeu centrul de greutate de pe viața ta, pe viața lui Hristos în tine. Cineva spunea că în Noul Testament apare de 150 de ori cuvântul de a locui Hristos în noi. Este mai important chiar de umplerea cu Duhul Sfânt. Hristos să locuiască în noi, asta ne face împliniți, ne face ceea ce trebuie să fim
oameni al Dumnezeu și femei într-o generație în care trăim și trebuie să ducem speranța lui Hristos într-o lume pierdută. Și dacă noi nu o facem, cine va face? Dacă nu o facem astăzi, acum, poate mâine va fi prea târziu. Ne rugăm cu toată biserica ca Dumnezeu să lucreze în inima noastră cu puterea Duhului Sfânt și ungerea sa și puterea Harului Său se vadă real în biserică, în viața personală și în viața de familie. Amin? Ne rugăm cu toată biserica. Amin? Aleluia! Gloria!